Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre roșii, despre roșiile mele. Anul acesta cultiv 35 de soiuri de roșii. Până acum am cultivat câte 16-17 soiuri. Anul acesta am zis să încerc ceva nou, adică mai multe soiuri noi și iată că am ajuns la 35 de soiuri. Dacă mă întrebați dacă este greu să cultive atât de multe soiuri, pot să spun și da și nu. Mai greu este atunci când producem răsaduri, trebuie să le ținem separat, trebuie să le ținem numerotate și apoi, de asemenea, când le plantăm, iarăși trebuie să punem numere sau denumirile soiurilor la fiecare roșie, în așa fel încât să nu le încurcăm. Dar nu este atât de greu, pentru că este foarte, foarte plăcut și munca este foarte satisfăcătoare. Anul acesta toate plantele s-au dezvoltat mult prea repede și acest lucru este datorat căldurilor excesive. Până acum am avut și plasă de umbrire, însă aceasta a fost fixată de araci, a fost pur și simplu pusă peste araci, iar la un moment dat roșiile au crescut peste, adică peste înălțimea aracilor și a trebuit să dau plasa jos pentru că altfel se rupeau vârfurile. Acum temperaturile au mai scăzut, sperăm că ele nu vor mai crește în felul în care au fost și eu voi vedea în continuare dacă găsesc o modalitate de a fixa din nou plasa de umbrire dacă este nevoie. Deocamdată la noi s-au anunțat temperaturi între 27-28, maxim 30 de grade, ceea ce este bine. Datorită mulciului, roșiile s-au simțit destul de bine pentru acele condiții pe care le-am avut în acea perioadă. Prima dată am aplicat un strat gros de mulci, de vreo 20 de centimetri de fân și acum vreo 2 săptămâni am mai adăugat un strat de paie. Iată, până acum roșiile s-au simțit binișor, în acele perioade în care am văzut la alți grădinari roșiile care s-au uscat pur și simplu din cauza lipsei de apă. Iată, la noi a fost bine datorită mulciului. În data de 1 iulie am mâncat primele roșii coapte de la noi din grădină. Primul soi care s-a copt a fost soiul de tip sherry care se numește Gardener's Delight. Anul acesta cultiv roșii din semințe proprii pe care le-am recoltat anii trecuți, așadar am câteva soiuri din anii trecuți, am ales și pentru anul acesta Aurora de Arad, Medelina, am ales Texas Star, Tatiana's Heart, Minunea Pământului Portocaliu și câteva alte soiuri și de asemenea am plantat și soiuri noi. Și primul soi despre care vorbim astăzi este soiul Azoicica. Uitați-vă ce roșii frumoase a făcut această minunată plantă. Este pur și simplu plină de fructe. Am lăsat-o pe 2 tulpini, pentru că aici este jos, este o bifurcație și am zis să o las pe 2 tulpini și văd că nu am greșit pentru că acest lucru, iată, a dublat pur și simplu numărul fructelor. Sunt fructe peste tot, iată, avem multe etaje, fructele s-au legat până sus și avem flori. Uitați-vă aici, avem flori până sus. Și ce este interesant, că această roșie nu a avortat deloc flori. La ce căldură am avut și la ce secetă a fost, așa cum v-am spus mai devreme, această minunată roșie nu a avortat deloc. Următorul soi este Aurora de Arad. Aurora de Arad este un soi târziu de roșii care în mod normal se coace în luna august, însă anul acesta toate roșiile s-au copt mult mai repede din cauza căldurilor. Ele sunt în câmp deschis, așa cum știți, eu nu am solar și iată așa arată roșiile. Fructele sunt mari, au un kilogram și jumătate, sunt foarte cărnoase, gustoase, au foarte multă zeamă, sunt foarte bune pentru sucuri, pentru ketchup, pentru sosuri și așa mai departe. Sigur că sunt foarte, foarte bune în salată. Gustul acestor roșii este exact gustul roșiilor de altă dată, așa cum se spune în popor. Ele sunt foarte gustoase și chiar dacă vă plac roșiile, dacă vă place să mâncați roșii crude, pur și simplu roșii tăiate,
nici nu este nevoie să puneți sare pe ele, pentru că gustul este foarte, foarte bogat, gustul acestor roșii. Torul soi sunt roșii care se numesc cuore di dronero, este un soi de roșii de tip inimă. Uitați-vă cât de mare este roșia, cred că ajunge până la un kilogram greutate. Roșiile sunt foarte dulci, foarte zemoase și cărnoase. Coaja este foarte subțire, drept urmare se vede aici că au crăpat, roșiile au crăpat din cauza ploilor abundente pe care le-am avut recent. Și iată cât de frumos leagă. Iată, aici avem primul etaj, avem etajul 2 mai sus, iată aici avem multe roșii de asemenea și mai avem și roșii mici care urmează să crească și ele. Apoi avem etajul 3 aici mai sus, iată aici avem mai multe roșii și până sus avem roșii foarte mici și flori. Iată, roșia deja a crescut mai înaltă decât acest tutore care o sprijină, dar va trebui cu timpul, după ce voi culege aceste roșii de jos, voi lăsa un pic tulpina în jos și le voi lega din nou, pentru că în așa fel roșiile vor fi sprijinite mai bine și fixate mai bine pe araci. Torul soi se numește Monte Rosa. Aceste roșii au fost obținute din semințe de roșii cumpărate. Le-am cumpărat acum câțiva ani și de atunci în fiecare an le cultiv la mine în grădină. Dacă dumneavoastră ați văzut roșii Monte Rosa în comerț, probabil că știți că ele sunt mult mai mari. Dar ceea ce găsim în comerț sunt hibrizi. Cu timpul acel hibrid s-a dehibridizat și acum eu am obținut un soi de roșii. Uitați-vă cât de frumoase sunt aceste roșii, chiar dacă nu sunt foarte mari, ele sunt foarte frumoase și foarte, foarte productive. Uitați-vă cât de multe roșii, cât de multe fructe sunt pe un singur etaj. Uitați-vă pe acest ciorchine câte roșii sunt, 2, 4, 6, 8 roșii. Ele îmi plac foarte mult, au un gust dulce, au coajă subțire, culoarea este roz, așa cum și trebuie, așa cum trebuie să fie culoarea acestui fost hibrid. Iată, culoarea s-a păstrat, însă forma a rămas la fel, însă dimensiunea a revenit la probabil dimensiunea mamei sau a tatălui, din care a fost inițial obținut hibridul pe care l-am cumpărat eu. Dar eu sunt foarte mulțumită de aceste roșii, pentru că ele leagă frumos, au un gust foarte bun, iată avem etaje și mai sus, și mai sus, și mai sus, ele leagă foarte frumos, sunt foarte productive și au un gust foarte bun. Și sigur că acum pot să mă laud că am soiul meu propriu. Iată, am să mă gândesc ce denumire să îi dau, pentru că cu siguranță nu mai este Monte Rosa, acea Monte Rosa care a fost inițial. Următorul soi este un soi de roșii de tip Sherry, care se numește Gardener's Delight. Uitați-vă cât de frumoase sunt aceste roșii, cât de frumos leagă. Este un soi care deja este preferatul meu soi de tip Sherry, pentru că uitați-vă cât de frumos arată ciorchinele, iată ce frumos arată. Sunt foarte, foarte productive. Uitați-vă cât de bine arată. Ele sunt foarte productive. Eu le-am lăsat pe două brațe. Iată aici o crenguță și acolo mai avem una. Și iată ce frumos se formează roșiile. Leagă foarte frumos. Gustul acestora este foarte, foarte dulce. Așa că dacă și dumneavoastră sunteți iubitori de roșii dulci, vă recomand acest soi cu tot dragul. Uitați-vă cât de frumos leagă. Numai aveți grijă la copilit, pentru că dacă nu le veți copili cum trebuie, roșiile vor fi foarte, foarte mici. Următorul soi se numește Moldovan Beauty. Sunt roșii de un roz intens, de mărime medie. Iată, cred că roșiile au 200-300 de grame maxim. Iată, aici avem și alte roșii, mai mici, mai mari. Aici mai avem și alte etaje, leagă foarte, foarte bine, sunt pur și simplu pline de fructe. Iată și aici se vede, și aici sunt foarte multe roșii pe o singură plantă, leagă foarte frumos. Iată avem etaje mai sus și mai sus și iată că au și flori în parte de sus. Roșiile sunt foarte frumoase, gustul este unul clasic, puțin dulceag. Gustul este foarte bun, mie îmi place, personal mie îmi place. Iată, s-a rupt o roșie, iată așa arată.
Iată ce frumoasă este. Are goluri pe interior. Este foarte cărnoasă. Planta este cu creștere nedeterminată și frunza este clasică. Iată așa arată aceste minunate roșii. Cu siguranță le voi păstra și pe acestea, pentru că mi-au plăcut foarte mult și consider că și ele merită cultivate în grădina mea. Acest soi se numește Marzipan Gold. Uitați-vă cât de frumoasă este roșia. Ea deja a crăpat, pentru că trebuie recoltată urgent, dar am lăsat-o să vă arăt așa cum arată ea pe plantă. La noi a și plouat abundent, de aceea cred că și crăpăturile pot fi și din cauza ploilor și din cauza faptului că roșia trebuie deja recoltată. Această roșie este foarte gustoasă. Gustul acestor roșii este dulce, fructat, așa că și dacă dumneavoastră sunteți iubitori de roșii dulci, vă recomand acest soi cu drag. Roșiile sunt foarte mari, ajung la 600-700 de grame. Iată și mai jos avem fructe, leagă foarte frumos, mai avem etaje mai sus și mai sus și până sus avem flori. Următorul soi se numește Erica d'Australie, este un soi rar pe care l-am primit și îi mulțumesc foarte mult doamnei Rodica Meiroșu pentru semințe. Este un soi foarte bun. Gustul este un gust clasic de roșii, foarte bogat, foarte, foarte bogat. Roșiile sunt cărnoase și zemoase în același timp. Planta este, tulpina plantei este groasă, planta este cu creștere nedeterminată. Iată și jos avem fructe, mai avem etajul 2, avem etajul 3, avem etajul 4, etajul 5 și până sus avem flori care vor forma etajul numărul 6. Uitați-vă cât de frumoasă este această roșie și consider că și aceasta merită să fie cultivată în orice grădină dacă dumneavoastră căutați un gust clasic de roșii sau gustul roșiilor de altă dată. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!